sens. Atacurile urșilor provoacă teroare în 5 comune din județul Mureș. 6 animale au fost ucise și mâncate în doar ultimele 2 zile. Oamenii spun că au ajuns să umble prin sat înarmați cu furci de frica urșilor și cer ajutor urgent din partea autorităților. Ai venit acolo, în jos. Și ai venit, ca sus, aici, la strungă. Și când ai urcat, prinde oaia și duce jos. Așa a fost. Ciobanii și fermierii din localitățile mureșene Acățari, Păsăreni, Livezeni, Corunca și Găiești spun că în ultimele 2 săptămâni urșii înfometați au atacat aproape noapte de noapte. Au ucis în total 4 porci și 2 oi. Vine des ursul? Fiecare noapte vine. Numai una am văzut. Dar e mare a fost. Eu una am văzut niciodată așa mare. E nu știu unde, și negru a fost. A fost jos la stână, ursul a încercat de 2 ori să atace turma de oi, după care au revenit sus aici la stână și au intrat în grajd. În zona asta mai frecventează în special turmele de oi. Aproape în fiecare seară, la fiecare stână, sunt evenimente. Până când autoritățile vor interveni, oamenii își apără stânile cum pot mai bine. Cum vă apărați? Strigam și așa ne are o bidon așa și bate și latră câinii și așa merge, am ceva, asta este. Păgubiții spun că se vor adresa autorităților locale pentru a-și recupera daunele.